Salutare! Astăzi vom pregăti slăninuță papricată. Și anume avem aici trei bucăți pe care le vom pune aici. Deja are sare pe ea, după cum se mai și vede. Uite așa. O să punem niște foi de dafin. Noi acum o vom pune la fiert, da? Uite așa. Punem câțiva căței de usturoi, ca să-i dea gust. Uite așa. Și după cum am zis, sare, deja sare, nu-i mai punem sare. Nu-i punem decât apă. Și o punem la fiert pe aragaz. Mai trebuie. Bun, deci mergem cu ea la aragaz. O vom lăsa la fiert cam jumătate de oră, dar bineînțeles o să o verific cu o furculiță. Am aici două plicuri. Pliculețe de boia de ardei iute și dulce. Și ca să nu fie foarte iute, dar nici prea dulce, le voi combina în aceeași farfurie și cu ea vom da slăninuța după ce va fierbe. Uite așa. Punem și boabe de piper. Am pus vreo câteva, mai punem vreo câteva. Scoatem slăninuța din apă la pancarea fiert. O voi pune aici pe tocătoare. Așa, ca să se răcească. După cum se vede, este fiartă, intră foarte Intră ușor foarte bine. furculița în ea. Când se răcește, o dăm cu boiaua, da? Cu boiaua cea amestecată. Și putem ori să o băgăm la fumătoare, ori să o congelăm, ori să o mâncăm, pentru că practic este gata. O rețetă foarte simplă, dar foarte, foarte gustată. Sau, bineînțeles, acum în stadiul ăsta putem să o punem la varză, la varză, la moare, Zeamă la de varză zeamă murat, de da. varză, da. Cum am făcut anul trecut rețeta, dacă o știți unii dintre voi. Bun, deci lăsăm să se răcească. Uite, așa îi facem. Toate părțile. Miroase, da? Vreau să intra și usturoiul ăla în ea. Și boiaua miroase frumos. Și foile de dafin. Uite așa, îi dau și pe șorici. După care o lăsăm aici să se mai odihnească nițel. Uite așa. Așa o să facem și cu astea alte două bucăți. Exact la fel. Când se va răci complet, va fi foarte, foarte, foarte gustoasă. Merge cu ceapă.
Sau cu un usturoi, sau cu măr, cum mânca tata și cum mănâncă, probabil. Am terminat de dat cu boia. Arată foarte bine. Acum le voi pune pe un ziar, undeva mai stau o perioadă, după care le voi congela. Și când vom vrea să mâncăm, Vom mânca, știi? vom mânca. Dacă nu, înainte o să o și afumăm, să vedem. Da. O să-i punem frumos O sfoară o sfoară. și o agățăm la afumătoare. Da. Deci, aceasta este o rețetă simplă, cum v-am și obișnuit Pe acest canal. deja. Da. Noi vă dorim poftă bună, sănătate și toate cele bune. La revedere!